Dardănescu a fost aseară la tine, unde ți-ai deschis cafeneaua Natalia, și ne-a oferit și un interviu la triplu, dublu, că au venit mai mulți. Au venit în familie, haideți să vedem și ce au declarat, ce au declarat băieții lui Anghel Iordănescu. Rând, paparații, sper că nu greșesc, au surprins niște imagini cu tine, cu iubita ta, dar și cu sora voastră. Da, am observat ceva. Și se înțelegeau bine, da. Nu? Într-adevăr, Andreea a fost integrată foarte bine în familie, este o fată foarte finuță, foarte ok și mă bucur că a fost acceptată și că se înțeleg foarte bine și frații mei și părinții cu ea. Ta iubită? Care-i statutul tău? Nu, iubită nu am, având în vedere că timpul nu mi-a loc pentru a avea o iubită. De ce? Pentru că sunt prins cu mastere la facultate. Mastere, faci două? Master, da, două. Ce și master faci? Un master în comunicare în afacere la ASE și un marketing și un master în teologie. Că am fost cu cineva pe aici, am întâlnit cu multă lume, nu? Asta are importanță. Am înțeles că erați unii din băieții foarte doriți din capitală. Nu știu, dacă tu spui asta, așa o fi. Ce vă face să fiți doriți? Voi ca oameni, ca băieți sau numele vostru pe care l-are tatăl vostru? Acum nu știu să spun. Cred că și numele are o greutate. Sper că să fie alegerea fetei respective sau femeii respective să fie în funcție de caracterul nostru, de cum suntem noi ca oameni, educație, cultură. Da, ai simțit vreodată și apoi te-ai îndepărtat în cazul în care o fată, repet, nu mai întreb pentru că nu mai e cazul, a făcut deja o alegere cel puțin în acest moment, că vine spre tine doar din motivul anterior amintit de mine, că ești fiul... Cu siguranță, da. Da? Da. Bine, a fost o... nu că am evitat, dar am avut grijă într-așa fel încât să păstrez o distanță. Niște băieți de oraș, adică ieșiți tot timpul în cluburi, nu vă vede lumea? Eu personal nu vreau să fiu asociat cu o persoană de genul acesta care își petrece timpul, majoritatea timpului numai prin cluburi sau cafenele. Dezvoltăm împreună în familie un proiect nou, la fel sunt și eu implicat la facultate, joc și pe fotbal de performanță, așa că timpul nu îmi permite de fiecare dată să ies decât atunci când sunt puțin mai liber și asta se întâmplă în weekend-uri. V-ați comportat, nu știu dacă acum că poate sunteți mai mari, sau, dar în trecut, ca băieții lui tata și tata fiind cineva și aveați impresia că totul vi se cuvine sau că totul trece mai cu ușurință la voi? Da, când eram mici, da. Deja ne-am schimbat puțin mentalitatea și dorim ca noi să ne construim propriul nume și să facem noi ceva pe spatele nostru, să nu mai fim catalogați drept băieții lui Anghel Iordănescu. Îți dorești să mergi undeva în lumea fotbalului? Adică acesta este țelul tău către mai departe? Normal, acesta a fost un vis din copilărie. Eu să faci ce? Să joc fotbal. Să asta ajungi unde? Cerea mea și, da, și să ajung cât mai sus posibil. Eu n-am urmărit decât bucuria fotbalului, bucuria de a juca fotbal. N-am avut alte interese și o fac din plăcere. Cum e să fii fotbalist? Este destul de extenuant după meciuri, la fel și în pregătiri, însă este o viață frumoasă, o viață în care întâlnești foarte multe persoane. Fotbalul nu este doar un sport și spun cu cea mai mare plăcere că chiar o fac din suflet. Cum vă înțelegeți voi doi? Cum sunteți? Vă dați sfaturi, vă întrebați de iubite, de exemplu tu, dacă acum nu ai, dacă vorbești cu o fată, îi arăți poză cu ea, îi spui ce discuți? Da, având în vedere că suntem foarte apropiați de vârstă, noi doi suntem cei mai uniți. Câți ani ai? 24. Și tu? 23. Da, și ne dăm sfaturi, mersi, la fel. Ne dăm sfaturi, ne ajutăm, având în vedere că ne-am o prietenă stabilă,
mai mă duc la el și mai necăjesc cu diverse poze. Oricum, el e ca și luat, vorba vine. Da. Are o relație, da, și nu mai necăjesc, dar dacă și sfaturi, ne dăm sfatul, da, tot timpul. Adică ne susținem, ne ajutăm reciproc, chiar și cu Maria, chiar dacă e fată. Maria este sora noastră, o protejăm și întotdeauna am avut grijă ca persoane care se apropie de ea să fie persoane ok și să... Am avut grijă. Da, și să... Chiar să ne mândrim cu ei. Noi am fost, să spun așa, filtrul relațiile pe care le-a avut ea. Adică, prima oară noi am analizat, a noi a venit, am dat acceptul și apoi am vorbit cu părinții. Am învățat ceva tatăl vostru când ai început să fii un bărbat și să nu mai fii un băiat, un băiețel. Ce ți-a zis când ai pornit spre viață? Păi, în primul rând, mi-a spus să fiu un om modest, corect, și să-mi iubesc familia, să-mi susțin familia. Și apoi toate celelalte au venit de la sine.